Am impresia că există posibilitatea să intrăm într-un regim al unei politici extraordinare de forță majoră, adică mă refer în primul rând la proteste, și aici sunt două, sigur, abordări. Există o abordare care am impresia în cadrul puterii este destul de gustată, care spune că, bun, vor fi proteste, dar în fond sunt gestionabile, forțele de ordine au făcut niște exerciții, dar pregătite, și în fond vom putea să depășim, poate cu anumite tensiuni, dar vom putea să depășim această perioadă de tulburări, pentru că aceste tulburări, evident, sunt pregătite și chiar reprezentanții puterii ne spun despre asta, am auzit și pe domnul Litvinenko, vorbind despre un pact al oligarhilor împotriva, sau revenirea oligarhilor. Există și o altă versiune care ține mai curând de subteranele politice noastre, care ne sugerează că aceste forțe oculte, ele există în primul rând, ele cumva se întorc, ele acționează pe ascuns și noi nu putem ști pentru moment cât de devastatoare vor fi aceste devastatoare pentru putere, în primul rând, vor fi aceste proteste și cât de pregătite sunt și cât de pregătită este puterea pentru a le face față. Deci un semn mare, semn de întrebare cu privire la ce se va întâmpla în această toamnă fierbinte. Toți au avut grijă să îi lipească acest epitet fierbinte, dar fierbinte înseamnă în primul rând tulburări, înseamnă dezordine, înseamnă confruntare rece. Politică. Da. Să nu fie rece toamnă. Dacă va fi rece, cred că nu vom regreta noi cei prezenți aici, dar pentru că doamna Mardarovici cu proiectele... Mă refer în sensul direct, domnul Ciurea. Da, are și ei, așa nu sunt foarte porniți să facă tărăboi.